găsit tuturor la horoscopul lunii martie 2021. Pentru berbec, cel mai important lucru în această lună este familia. Un berbec nu ar trebui să fie sub iluzia că banii sau faima pe rețelele sociale îl vor face fericit. Nu îl vor face. Doar o a doua persoană care are o dragoste sinceră pentru el îi poate aduce satisfacție. Dacă berbecul are dependențe, este un moment bun să renunțe la ele. Nu are rost să îți distrugi sănătatea pentru un moment de plăcere trecătoare. Merită să fii mai matur și să îți asumi responsabilitatea pentru propriile acțiuni. Se poate întâmpla adesea în această lună, datorită faptului că soarele va petrece cea mai mare parte a acestei luni în casa a 12-a, să îți pui întrebări metafizice la care nimeni nu a putut găsi răspunsuri. Dar nu crezi că preocupările tale sunt doar o modalitate de a te înșela, dând importanță unor complicații viitoare ipotetice, când ar fi mai înțelept să trăiești bine în această lume și în curând, acum. Oboseala universală te va afecta în martie 2021, dar nu va afecta munca, ci comunicarea cu oamenii. Vei dori să fii singur, să faci meditație, magie și chiar misticism. A te limita la contacte va avea un efect pozitiv asupra stării tale de spirit. Va avea loc un fel de curățare a sufletului și a mediului. Mai mult ca oricând, vei fugi de constrângeri precum ciuma de oriunde provin. Nu mai schimba nimic pentru libertatea ta individuală. Fii conștient însă că această atitudine necesită uneori un preț foarte ridicat. Într-adevăr, întrucât viața nu este un basm, nu te-ai putea pune mereu pe marginea realităților fără a suferi daune. Desigur, de multe ori, poți fi de acord cu anumite pierderi, dar îți va fi imposibil să iei toate pierderile tot timpul. Dacă refuzi în mod constant să te împaci cu realitatea într-o anumită măsură, vei întâmpina probleme serioase. Este posibilă creșterea spirituală, care va afecta radical schimbarea activității. Mulți dintre voi vor începe să lucreze în spitale, temple și adăposturi. Dorința de a atinge scopuri caritabile va deveni evidentă. În acest domeniu se poate obține un mare succes și există șansa de a te dezvolta nu numai moral, ci și fizic. În martie vei dori să stai în umbră, să nu-ți faci publicitate. Este indicat să îi ajuți pe cei care se află în situații dificile. Totul va funcționa dacă nu acorzi prioritate economiilor de bani. În martie 2021, astrele promit berbecului nu numai perspective luminoase, ci și consecințele negative ale unor întreprinderi. O mulțime de invidioși și concurenți se vor declara prea deschis. Aventurile și intrigile vor fi organizate de personalități de rang înalt. Încearcă să te reții când vorbești cu șeful tău. Fă-ți treaba cu încredere, responsabilitate și la timp. În primele săptămâni din martie vei fi deosebit de nesigur și închis față de ceilalți. Dar până la sfârșitul lunii vor apărea ambiții sănătoase și perspicacitate în afaceri și te vei dedica cu adevărat obiectivelor tale. În prima parte a lunii martie, Venus va sta în casa 12-a, apoi de pe 22 martie se va muta în casa 1-a. O ușoară inferioritate și absența sentimentelor de exprimare vor încetini foarte mult dispozitivul vieții tale personale. Te vei cufunda în lumea lor fără limite, reflectând și observând transformarea interioară. În luna martie va trebui să te concentrezi nu pe pasiune și dragoste, ci pe sfaturi de intuiție. Nu toată lumea va reuși să câștige inima berbecului,
pentru că este ancorat la ceva serios și etern. Uneori, acest tranzit aduce cu sine un fel de romantism secret. Această perioadă poate fi caracterizată de asemenea de un fel de mister. Dragostea neîmpărtășită, simpatia pentru o persoană care nici măcar nu observă prezența ta, nu este exclusă. Deși este posibilă și o afecțiune puternică pentru o persoană, din cauza căreia berbecul va trebui să se mute în alt oraș sau țară. Cineva este destinat să se îndrăgostească de o persoană, dar ascunde cu atenție această relație de ochii curioși și căsătoria poate fi încheiată în secret, fără publicitate și fără invitarea celor dragi. La sfârșitul lunii martie, succesul cu sexul opus este incontestabil. Mulți dintre voi vor reuși să creeze o relație excelentă, dar nu ar trebui să uitați de muncă. Acest lucru va duce la pierderi și erori masive. Este necesar să planificați clar lucrurile pentru a nu vă înneca în sentimente și plăceri pasionale. Berbecul va fi incredibil de atractiv și fermecător la începutul primăverii. Cel care va atrage cu siguranță va răspunde semnelor de atenție. Este indicat să ieșiți mai des, să comunicați și să faceți cunoștințe romantice. Martie 2021 este o lună excelentă pentru a vă arăta cele mai bune calități. Asigurați-vă că aveți grijă de imaginea voastră, deoarece armonia în sfera personală depinde și de aceasta. Importantă este nu doar puritatea sufletului, ci și de prezența exterioară. Vizitați așadar un salon de înfrumusețare, actualizați-vă garderoba și fiți mai încrezători. Mercur va petrece prima jumătate a lunii în casa 11-a, apoi pe 16 martie se va muta în casa 12-a. Prin urmare, pentru berbec, o mulțime de contacte cu partenerii de afaceri, promovarea unor proiecte de afaceri existente, sunt favorabile la începutul lunii. Aceștia pot fi prieteni sau oameni noi cu care veți face afaceri sau veți pune în aplicare idei. Principalul lucru este să nu fii dezamăgit de tot ceea ce faci. Este posibil să închei un contract și să stabilești cooperarea cu o companie mare. Planeta Mercur din Berbec contribuie la proiecte de succes pe internet. Acesta ar putea fi un site web personal, un blog sau ceva mai mare. Vor exista o mulțime de perspective în martie 2021, este important să nu le ratați. Idei, talente creative și planuri, toate acestea pot fi afișate în siguranță. Astrele prezic succes berbecului în domeniul de activitate legat de grafica pe computer, scrierea articolelor, proiectarea și tehnologia. Arta și meșteșugurile populare vor ieși în prim plan pentru mulți. Contractele pe termen lung și tranzacțiile profitabile nu sunt excluse. Aduceți cu curaj ideile la viață, inventați și perfecționați-vă abilitățile. Berbecul se va arăta ca un inovator, ceea ce va afecta pozitiv câmpul creativ. Există o opțiune de a te îmbogăți după vânzarea cu succes a capodoperelor tale, dar nu trebuie să uiți de economisire pentru a nu crește cu probleme financiare și vorbește mai puțin despre cât câștigi. Când Mercur migrează către Zodia Pești de pe 15 martie, starea de spirit a berbecului se va schimba dramatic. Oboseala, depresia și apatia vor apărea. Este posibil ca munca neinteresantă și de rutină să aibă un astfel de efect asupra bunăstării.
Dezacordurile interne pot ajuta la eliminarea persoanelor cu care ați fost prieteni în trecut. Astrele recomandă rezolvarea fără întârziere a problemelor actuale pe baza experienței lor. Nu așteptați ajutorul din exterior, ci creați-vă propriul destin. Este mai bine să amânați pentru încă o lună pentru a obține un loc de muncă, pentru a începe o afacere și pentru a intra într-o instituție de învățământ. Totuși, la sfârșitul lunii martie 2021, berbecul trebuie să caute un loc de muncă cu jumătate de normă pentru a-și consolida poziția financiară. Venus te va sprijini în toate eforturile tale și te poți baza pe ea. Norocul nu va pleca, ci te va urmări. Martie 2021 promite berbecului mișcări frecvente, mutări și multă muncă. Va trebui să fiți rupți în mai multe părți pentru a fi la timp. Pentru a rezolva problemele personale și de afaceri, este recomandabil să implicați vechi prieteni, rude și noi cunoscuți. Deveniți activi pe deplin, apoi obțineți rezultate în orice direcție. Martie 2021 este momentul ideal pentru a aduna informații, a pune în aplicare idei și a învăța. Berbecul ar trebui să-și îmbunătățească abilitățile și să meargă la cursuri. Acest lucru poate submina foarte mult sănătatea și poate reduce rezistența organismului la boli. Este necesar să se supună unui examen medical și, dacă este planificată o operație, atunci nu ar trebui amânată. Tratamentul va avea succes dacă nu ignorați sfatul medicilor. În martie, sunteți sfătuiți să economisiți forța fizică. Cantitatea de energie nu este nelimitată, așadar aveți grijă. Eliminați cursele lungi, deoarece un maraton vă poate afecta în mod negativ starea de bine.